Incendiile izbucnite în cartierele rezidențiale sau la clădirile din capitală sunt tot mai periculoase și greu de stins, confirmă pompierii. Aceștia nu pot intra cu mașinile pe străduțele mult prea înguste sau nu găsesc surse de apă în zonă. De vină sunt autoritățile care au permis ridicarea unor blocuri fără hidranți. Nu avem loc. Trage mașina unde... Trage unde poți mașina. E una dintre acele străzi care nu se poate intra. Pompierii știu deja că nu pot intra cu mașinile de intervenție pe strada Prunului din cartierul Ferentari. Strada are o lungime de 200 de metri și 10 de case. Un incendiu aici este un dezastru. Acum un an și jumătate focul a cuprins 8 locuințe, iar 3 copii și mama lor au murit. Pompierii nu s-au putut apropia cu mașinile de foc. Au intervenit de la distanță. Mai grav este că un incendiu poate izbucni în această zonă în orice moment. E strada îngustă și mare, nicio mașină nu poate să intre mare decât cu Dacia poți să intre. Din păcate însă, acest tip de stradă se întâlnește în toate cartierele capitalei, dar și în zonele rezidențiale apărute în ultimii ani în jurul Bucureștiului. Auto special are nevoie de cel puțin 5-6 metri lățime pentru a putea lua un viraj, ea având o lățime de 2,5 metri. Tot din pricina străzilor înguste, în Pipera, pompierii își lasă mașinile la un kilometru de locul intervenției. Dacă, domne, vrei să se întâmplă ceva, va fi grav. Apa n-avem. Toate străduțile sunt așa micuțe de 3 metri. Iar hidranții sunt și ei o problemă. Deși pe această stradă din cartierul Pipera există 3 astfel de hidranți, nu pot fi folosiți de pompieri pentru că nu au apă. Întrebați despre această situație, reprezentanții primăriei din Voluntari și Tunari au confirmat că au în lucru proiecte de alimentare cu apă care s-ar putea finaliza la anul. În perioada imediat următoare se va trece la dezvoltarea zonelor, arterelor principale, pe care încă 2 străzi, în limita sumei alocate. Iar situația se repetă și în alte localități din Ilfov. Din 40 de așezări, 10 nu au sistemul de alimentare cu apă funcțional. Sunt surse naturale de alimentare cu apă, râuri, lacuri, surse care implică o deplasare de la locul intervenției, ceea ce crește semnificativ timpul de răspuns. În restul capitalei, pompierii au loc să intre cu mașinile pe străzi, însă dau și peste hidranți care au probleme. De exemplu, unii dintre ei, cum este și acesta, sunt înfundați cu frunze și moloz. Cei de la Apanova susțin că încearcă să-i mențină funcționali. Cât despre zonele rezidențiale, obligația de a instala hidranți îi revine constructorului. Am întâlnit și 183 de cazuri în care a fost nevoie să înlocuim hidranții respectiv, că se deterioraseră, aveau anumite elemente lipsă. În concluzie, oamenii nu ar trebui să aștepte să izbucnească un incendiu ca să realizeze că pompierii nu pot ajunge la ei. Primăriile, dar și constructorii care le-au vândut casele, au obligația să se îngrijească de hidranți.